Te sun? Da, da, da. Să nu fi greșit eu la număr. Eu sunt, așa sunt. Oricum, îi mai numărăm o dată. Cei patru hoți au acționat ca în filmele de acțiune. Știau că proprietarii nu sunt acasă și și-au pus planul în aplicare. În doar câteva minute au pus mâna pe o mică avere. 4500 aici. Însă nu s-au bucurat prea mult timp de banii câștigați rapid. Polițiștii au surprins pe hoți în timpul acțiunii. După ieșirea din bloc, polițiștii au urmărit prin tot orașul până au reușit să imobilizeze pe doi dintre ei. Polițiștii Biroului de Ordine Publică au reușit identificarea celor patru suspecți, doi dintre aceștia de 17, respectiv 32 de ani, fiind reținuți pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Pe lângă bani, polițiștii au găsit în mașina hoților și obiectele furate, bijuterii din aur și ceasuri. Valoarea totală a prejudiciului este de 55.000 de lei. Cei doi hoți prinși au fost duși în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Ceilalți doi suspecți care au reușit să se facă nevăzuți sunt dați în urmărire în întreaga țară.